Continuăm acum, doamnelor și domnilor. Este plăcerea mea să-l salut pe următorul nostru invitat. Este vorba despre Dumitru Balica, artist plastic. Prima dată în emisiunea noastră. La tine. La mine, în emisiune. Da. Dar așa în emisiune mai fost. Da. Dar cred că perioada asta cea lungă de pandemie sau... Da, salut! Uite, te salut așa, că până la sfârșitul de emisiune eu vin cu un buchețel de flori ca să fac o dispoziție așa, tomnatică. Mulțumesc frumos, Dumitru! Tomnatică așa, galben, roșu, da, frumos. Se potrivește și miros foarte bine. Îmi plac tare mult. Toamnă. Da, mulțumesc foarte mult, Dumitru! Cu mare drag! Spune-mi cum ești tu în toamna asta, apropo. Ca de obicei în toate toamnele, dar după toată nebunia care s-a petrecut în ultima perioadă, cred că este mult mai veselă, mai colorată și mai luminoasă, părerea mea. Dar necătând în pofida tuturor evenimentelor care se petrec în jurul nostru, care din nou nu ne lasă prea bine să ne simțim în larg, în atmosfera de relaxare, dar găsim tot timpul câte o... Iată, chiar astăzi a fost o deosebită plăcere să fiu invitat la emisiune la tine, să vin aici. Mă simt foarte bine. Mă bucur, Dumitru. Foarte colorat. Tu știi, apropo, dar și tu colorat și da, foarte mersi, stilat. Mersi. Foarte stilat. Mersi. Dacă te-aș vedea pe stradă, aș putea paria pe orice că ești artist. Da, pot să-mi zic că după pensionul care stă în păr. Nu am văzut asta. Deci Dumitru are o pensulă, pensulă, nu? Exact. O pensulă, da. Exact, da. A, păi uite, un truc bun, o să-l folosesc și eu. Stai că mai ușor să facem un prim plan. Facem prim plan cu accesoriul lui Dumitru din păr. Vede. Okay. Vede. Dumitru, da. Apropo de ce tu spuneai, evenimentele nu sunt cele mai fericite, nu sunt cele mai liniștite, eu am găsit un interviu de-al tău în care tu ai și mărturisit că pentru tine e important să fii liniștit ca să poți picta. Da, bineînțeles. Rămâne în continuare valabil acest principiu? Bineînțeles. Dacă nu ai stare de spirit, uite, chiar și Martin ar fi spus aceleași lucruri. Când ai o liniște sufletească și exterior, și, dar totul vine din interior. Exteriorul sunt factorii sau cum să zic, sunt sateliții lucrurilor care se petrec în interiorul nostru. Știi, bine, pe mine mă ajută Dumnezeu, puterea care mă inspiră, îmi dă o putere de revelație în orice fac, în orice gândesc, în orice trăiesc, asta este. Da, în continuare, liniștea este pe primul plan. Foarte importantă. Liniștea ta de unde vine? Vine de la familia ta? De unde? Cum am zis, dacă ai o relație cu Dumnezeu, cu puterea desăvârșită, atunci toți factorii de pe împrejur se completează, cum ar fi. În desenul unui puzzle este complet. Deci sursa puterii vine de undeva din altă dimensiune. Toți știu, cred că în perioada pandemiei toți s-au gândit la Dumnezeu și toți și-au revizuit un pic toate planurile materialiste și cele spirituale și cele creative și tot, iată, asta a fost un factor benefic pentru unii, pentru cineva mai tragic, dar asta este viața. Dumitru, când ai intrat ultima dată, când ai pictat, când ai creat ultima dată, ieri, alaltă ieri, săptămâna trecută, azi? Eu pot să zic că eu și acum creez. Da? Bineînțeles, este așa mai efemer vorbind despre toată creația. A unui artist să materializeze creația este procesul mecanic. Dar creația, eu cred că se naște pe parcursul mișcării, cum te-ai trezit sau chiar și în somn. Dacă ți-a venit vreo idee, te-ai trezit și vrei să o realizezi, să o materializezi, atunci o pui. Fiecare își pune. Unul o pune pe note, altul o pune pe un șantier, altul pe altceva, mecanic, sau, dar eu pe pânză. Când, ca să nu mint, săptămâna trecută. Săptămâna aceasta așa a fost puțin cu alte evenimente, cu alte treburi, care, dar eu permanent sunt în creație. În creație, exact, bineînțeles. Creezi întâi cu ochii minții, probabil. Da, bineînțeles. Eu cred că asta mă ajută să mă perfecționez sau să performez asupra lucrurilor care mi le-am propus să le fac pe viitor sau în prezent, că viitorul este astăzi, deja, prezent. Uh-huh. Eu așa
fac așa, o filosofie da. Mai. Asta este, ce pot să zic. Dumitru, tu ești unul dintre artiștii plastici originari din Republica Moldova, care se bucură de succes peste hotare. Lucrările tale s-au vândut și au fost expuse în multe țări ale acestei lumi și în Statele Unite. Am o lucrare într-o colecție privată, este, dar încă nu am ajuns cu o expoziție personală. Mi-aș dori, dar dorințele se materializează, bineînțeles. Da. Dacă au ai o dorință vădită și trăiești cu atunci vizualizând acum cum este la modă, în vogă, ca să spui că dacă vizualizezi anumite idei, se materializează. Ele au fost tot timpul. Mai întâi se naște gândul în interior, apoi fapta, acțiunea. Așa că why not, cum spun ai noștri. Cum spun ai noștri, de peste ocean. Exact. Dar apropo, că eu de fapt la asta vreau să ajung, Dumitru, ai zis că, de exemplu, în Statele Unite, o lucrare de ta există într-o colecție privată, privat, a cuiva. Da. Ți-e interesant să afli cine sunt cei care îți cumpără lucrările? Păi, tu îi cunoști, se întâmplă să ții legătura cu unii dintre ei, cu cei care sunt admiratori? O mare parte, da. Alte personalități sau persoane care mi-au procurat lucrări din expoziții sau din galerii, acolo nu mai pot să știu, dar în general cunosc, cam știu. Nu duc o evidență atât de rigidă sau strictă că uite, dar da, sunt lucrări la care eu știu că dacă și le-au procurat, le-au pus la un loc unde trecând zilnic sau poate periodic le văd acolo, își reamintesc de anumite emoții, sentimente care le trăiesc la clipa respectivă. Și eu sunt bucuros și mândru. Ce fel de artă consumi tu? Și cât de generos ești tu cu arta celorlalți artiști plastici, dacă tu cumperi de la alți artiști? De cumpărat, sincer să fiu, nu am ajuns, dar ca să facem un schimb de lucrări, facem, pentru că cunoscând foarte bine între artiști, este mai dificil. Când o să-mi apară resursele, dar la artiști, ca de obicei, nu ajunge niciodată resursele financiare, bine, așa vorbind, alegoric, pentru că tot cei ce se reinvestesc în materiale, în toate, acum s-au scumpit. Dar, bine, nu vorbesc nu intrăm în termenii ăștia, că mă debusolează. Dar așa facem schimb între artiști, asta este o practică bună, sănătoasă. Când mergem prin tabere de creație, cine solicită, eu am solicitat cineva de la mine, am făcut un schimb de lucrări și sunt în colecție, am ceva lucrări. Apropo de tabără de creație, în această vară ai participat? Da, în sfârșit, după iarăși mă întorc, că tare am avut așa o perioadă de fiind în acțiune și comunicabil, care ne-au ținut în găoace, închiși în casă. Am ieșit cu o deosebită plăcere când am primit invitația, am fost la munte, în localitatea Rânca. Și a fost o tabără de creație internațională. Eu personal, să zic de mine, m-am simțit foarte bine, inspirat, am avut expoziția la Muzeul Satului din Râmnicu-Vâlcea. Super! Deci am rămas iarăși, mi-am încărcat bateriile pentru o perioadă de câteva luni. Sper că dacă ar fi și mâine o tabără, eu cu mare drag aș accepta, fiindcă este un schimb de experiență, un nou alură, să zic așa, tuturor elementelor creației. Cei ce mai, pardon, că uite, mi-am amintit acum că am sărit, deci foarte multe să învârt în cap. Pentru că și eu am multe întrebări din toate domeniile și nici nu mai avem mult timp. Exact. Cei ce mă inspiră pe mine la alți artiști, bineînțeles, că noi suntem, nu poate să fie ceva nou sub soare, este modul de cum îl abordăm și interpretăm pe după trăirile noastre. Asta este, cred că, cea mai importantă latură a creației. Și de asta mă inspir de la toți artiștii. Nu pot să zic, uite,
ar fi preferabil, uite, care este cu gândul, cu mesajul pe care îl transmite, cromatic sau figurativ, uite, el este în tangență cu eu-ul meu. Atunci pot să preiau anumite lucruri sau să modific în așa fel, uite, el m-a inspirat. Dumitru, da. Eu știu. Tare vreau să ne mai vedem și cu alte ocazii. Ok, sper că după această reîntâlnire o să ne mai vedem și o să mai povestim. Mai vedem și o să rezervăm mai mult timp ca să mai povestim, da, cu cine mai sunt. Sper și eu. Sigur că da, sigur că da. Dumitru, da, mulțumesc foarte mult pentru flori în primul rând. Cea mai mare plăcere. Mi-a făcut mie o plăcere pentru că ți-am făcut să-i plăcere. Eu știi ce vreau? Eu sper că tu te-ai simțit inspirat oarecum de emisiunea asta, de tot ce s-a întâmplat aici la noi, așa că te mai aștept. Mersi tare mult. Mersi. Suntem